Președintele Klaus Iohannis va anunța mâine că se retrage din cursa pentru șefia NATO. De fapt, anunțul președintelui a fost puțin mai vag. La întrebarea jurnaliștilor legată de NATO, președintele spune: voi face toate precizările mâine. Pe surse, jurnaliștii au aflat astăzi că Ministerul Apărării refuză să dea sistemul Patriot Ucrainei. Este o decizie care sigur ar urma să fie validată din punct de vedere politic în cadrul CSAT. Mâine are loc această ședință care ar trebui să afișeze poziția României. România trebuie să spună mâine oficial dacă va da sau nu sistemul Patriot către Ucraina. Îi mulțumesc foarte mult domnului general Dan Grecu, în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule general, mulțumesc pentru intervenție. Săruna, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule general, sigur, așteptăm până mâine, că lucrurile în cazul președintelui Iohannis nu ne mai surprind. Nu mai are sprijinul nimănui, deci nu mai are sens să rămână în cursa pentru NATO. Mai mult, România va trebui să voteze la rândul ei pentru Mark Rutte la șefia NATO, că așa e în cadrul Alianței Nord-Atlantice. E nevoie de unanimitate. Ce mai interesant este acest raport pe care jurnaliștii l-au aflat pe surse, al MAPN, care nu vrea să dea sistemul Patriot către Ucraina. Care este opinia dumneavoastră? Păi, în primul rând, să spunem că de ce n-aveți încredere în președintele nostru că se bate până la ultimul țăruș. Da, noi am discutat subiectul ăsta ieri, dacă nu mă înșel, și aveam, chiar spuneam că ar fi momentul. Acum, momentul este un moment oficial, o ședință a CSAT-ului, așa că na, s-ar putea să fie, deși eu nu bag mâna în foc că se va întâmpla. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de punerea la dispoziție Ucrainei unui sistem Patriot în cadrul forțelor române este doar un raport pe surse din partea Ministerului Apărării Naționale, care de la început a spus că nu agrează o astfel de situație. Și este normal. Ministrul mai degrabă, ministrul Tâlvăr, pe care îl cita și domnul Ciolacu, da. Deci dacă domnul ministru este suficient de inteligent, și eu cred că este suficient de inteligent, pentru că este o persoană deșteaptă, o persoană pricepută, să asculte de cei care chiar știu cu ce să mănâncă armata, adică militarii care operaționează acest lucru, nu o să se hazardeze, ca în momentul în care Stoltenberg ne spune că ne atacă rușii, polonezul ne spune că ne atacă rușii, neamțul ne spune că ne atacă rușii, Macron trimite forțe că ne atacă rușii, noi să ne dăm resursele de apărare ucrainienilor, care într-adevăr ne-ar putea asigura o apărare, ca să spun așa, avansată, dar în ce condiții? Suntem cumva în vreo alianță cu Ucraina? Nu. Suntem un stat care sprijină Ucraina, avem relații bilaterale de cooperare, inclusiv în domeniul securității. Dar asta nu înseamnă ca noi să ne punem în pericol propria apărare. Da, asta înseamnă că președintele Iohannis, sigur, aflat la final de mandat, l-a refuzat pe Joe Biden, care l-a rugat personal să dea sistemul Patriot Ucrainei. Păi și Biden l-a refuzat pe Iohannis să-l pună la secretariatul general al NATO, așa că meciul este nul. Deci aici nu se pune problema, iar domnul Iohannis nu poate fi suspectat că nu a răspunde cu aceeași monedă celor care nu-i sunt dragi. De ce? E răzvânător? Dar nu asta este problema. Nu asta este problema. Nu se discută la nivel de șef de stat în asemenea măsură, dar o caracteristică a personalității președintelui nostru este. Problema este foarte, foarte, foarte simplă. În momentul în care, la nivel de NATO, tu vezi că ești în pericol și pericolul începe de la est la vest, iar tu ești tocmai la estul estului, trebuie să-ți asiguri toate măsurile ca să poți să-ți asiguri apărarea. Ori în acest context, raportul MAPN este unul logic. Și asta îmi spune mie altceva. Asta îmi spune mie că nu s-a reușit ceea ce domnul Iohannis spunea la Washington când a fost premiat acolo și când s-a întâlnit cu domnul președinte Joe Biden, vis-a-vis de a obține ceva în schimb. Înseamnă că noi nu am obținut nimic în schimb, ca să punem la dispoziție să transferăm ucrainienilor un sistem Patriot care să-i ajute pe aceștia și au nevoie de acest ajutor. Este indiscutabil, dar am rămâne noi descoperiți.
Nu știu dacă e bine, mie mi se pare totuși că este o lipsă a capacității noastre de decizie, de negociere, de discutare la nivel aliat, pentru că nu am putut să contrapunem ceva intenției noastre de a da la nevoie un astfel de sistem părții ucrainene. Domnul Iohannis ne Aici eu spunea cred. că e nevoie ca România să primească ceva în schimb. I-am întrebat și pe ceilalți Corect. invitați, vă întreb și pe dumneavoastră, se referea la armament, la garanții de securitate sau la o funcție? Aici este o întrebare foarte, foarte interesantă, mai ales cea de-a treia dumneavoastră întrebare este foarte interesantă. Personal vreau să le iau în considerare doar pe primele două. În speranța că un președinte de stat nu își discută probleme personale la nivelul intereselor naționale. Dar aici mă așteptam și eu să găsim o garanție de securitate sau un sistem suplimentar care iarăși ar veni în sprijinul securității. Nu vreau să discut cea de-a treia variantă pusă în noastră, ar fi vorba de speculații și mie nu prea îmi plac speculațiile. Bun, în momentul acesta, domnule Dan Grecu, avem doar informația pe surse că raportul Ministerului Apărării Naționale este unul negativ. Mâine vom avea o decizie politică. E posibil ca politicienii României să nu țină cont de raportul Ministerului Apărării? Având în vedere că de regulă n-au ținut cont de nevoile de apărare și de securitate a României, nu m-aș mira. Dar ar fi o decizie proastă. O decizie proastă, spuneți, pe Dacă care. nu ar ține cont de ceea ce le spun cei care chiar se pricep la apărare. E și un moment delicat din punct de vedere politic. Ne îndreptăm către alegerile prezidențiale, probabil că ar putea să fie o temă de campanie, e finalul de mandat al unui președinte. Poate că altfel ar fi stat lucrurile cu un guvern, cu un președinte care ar fi rămas în exercițiu funcțiunii o perioadă mai lungă, nu? Nu, stați așa, că nu e vorba de. Nu, lăsați-l în pace. Președintele își termină mandatul, că și va termina în septembrie, că și va termina în decembrie, că văd că acum iară nu mai cumulatele nu mai sunt comasatele nu mai sunt cumulate, s-a schimbat, nu mai merge acolo. Păi asta e o problemă care deja pe mine mă doare capul. Aici nu discutăm despre. Nu discutăm nici despre Iohannis, nici despre Ciolacu, nici despre Ciucă, nici despre oricine doriți dumneavoastră care vor să candideze. Noi aici discutăm despre apărare națională. Apărarea națională să face prin calcule și pe o analiză obiectivă și echilibrată. Noi nu discutăm despre poziția domnului președinte viitoare sau a oricărui altă persoană. Aici vorbim despre apărarea națională. Apărarea națională trebuie să se bazeze, în primul și în primul rând, pe forțele naționale și pe resursele naționale, în al doilea rând, care este la fel de important, pe apartenența la Alianța Nord-Atlantică. Dacă aceste două lucruri se întâmplă, da, avem loc de compromisuri. Dacă aceste două lucruri nu se întrepătrund, orice altă discuție nu și are rost. Mulțumesc foarte mult, domnule general Dan Grecu, pentru intervenția dumneavoastră. Mâine, așadar, președintele Iohannis ne asigură că ne va ține la curent cu toate intențiile sale referitoare la candidatura la NATO. Asta după ce a rămas fără nici un sprijin, după ce a pierdut tot sprijinul, chiar și pe cel al lui Viktor Orban. Klaus Iohannis spune că nu este importantă data alegerilor. O declarație pe care a făcut-o în urmă cu doar câteva minute, o ascultăm și o comentăm alături de sociologul Vladimir Ionaș și de domnul Marius Luican, expert de cercetare în cercetare de piață, imediat. În conformitate cu legislația în vigoare, ele pot avea loc în septembrie sau în octombrie sau în noiembrie, atât. Dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislația și cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, ceea ce contează este opinia românilor. Este important pentru mine să subliniez că președintele României trebuie să fie ales de români și nu de partide. De aceea avem vot direct. Și de aceea cred că este important ca românii să se informeze și să se intereseze, indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare, la birou sau în orice altă parte. Este clar că pentru următorii 5 ani, aceste alegeri sunt cele mai importante.
se discută mult în jurul a câtă putere are sau nu are președintele. Eu pot să vă spun că are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidențiale miza principală a alegerilor din acest an. La fel de importante sunt și parlamentarele, și localele, și europarlamentarele, dar știm că pentru români miza este alegerea președintelui și cred că este bine așa. De aceea nu vreau să spun când să aibă loc sau cine ar trebui să candideze, asta se stabilește de partide, pot fi și independenți, dar încă o dată, românii trebuie să conștientizeze importanța acestor alegeri pentru România și să meargă la vot. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult. Nu are importanță data alegerilor, spune președintele Klaus Iohannis. Le mulțumesc invitațiilor mei. Ni se alătură, după cum spuneam, Vladimir Ionaș, Marius Luican. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervențiile dumneavoastră. Bună ziua. Vladimir Ionaș, chiar așa e? N-are niciun fel de importanță data alegerilor? De ce minimizează președintele data alegerilor? Încearcă să se sustragă dezbate luptei dintre PNL și PSD pe această temă? Sau este pur și simplu detașat, eliberat și vrea să plece și nu-l mai interesează? Probabil chiar nu este interesat. Da. Este în acel moment în care îi pasă extrem de puțin de cum vor arăta lucrurile. Pentru că mie mi-ar fi plăcut să văd din gura președintelui un mesaj către românii legat de importanța alegerilor parlamentare, de exemplu, și să le readuc aminte românilor că în țara asta viața lor este afectată zi de zi de modul în care legiferează Parlamentul și de cât de important e să-ți alegi niște reprezentanți în Parlament care să te reprezinte cu adevărat. Să nu rostogolească în continuare această percepție pe care o avem în societatea românească legată de importanța funcției prezidențiale. Nu suntem Republică Prezidențială, nu suntem Statele Unite ale Americii. E o mare diferență între cele două Constituții și atunci poate ar trebui ca politicienii români să le spună românilor cât de importante sunt alegerile parlamentare. Dar strict pe discursul președintelui, personal cred că domnia sa chiar nu este extrem de interesat de momentul alegerilor prezidențiale. Domnia sa știe că există un moment foarte clar când va preda mandatul, când îi expiră mandatul și atunci că au alegerile loc în septembrie sau în octombrie sau în noiembrie, cred că nu îi influențează prea mult destinul domniei sale. Da, domnule Luican, e o formă de respect față de românii care votează. Dacă tot nu le spui cine sunt candidații, dacă tot nu există asumări bărbătești ferme ale candidaturilor, există asumări bărbătești din partea doamnei Lasconi, am văzut că mai sunt și alte doamne care vor să candideze, dar din partea bărbaților mai puțin, îl exceptăm pe Nicolae Ciucă, acolo intenția e clară. De ce nu ne spun, sau mă rog, de ce e atât de puțin importantă, de ce încearcă să bagatelizeze această dată a alegerilor? Toți politicienii încearcă să ducă acest proces din comunicare, din negocieri, din stabilirea unor jaloane, data alegerilor și așa mai departe, cu o aterizare cât mai la punct fix și cât mai controlabil. Astăzi avem 3 candidați care contează, restul n-au niciun fel de relevanță. Cei 2 șefi ai partidelor mari și un independent care poate crea polaritate. În momentul ăsta, nouă ni se vinde, așa după ce opoziția a dispărut, a dispărut așa printre câteva dosare care i-au blocat pe o serie de lideri de-i lor, rezultate slabe la europarlamentare, zona extremistă este izolată și lăsată undeva într-o parte, iarăși nu are nicio relevanță în această discuție pentru prezidențiale. Și atunci PNL și PSD simulează prezența și la putere și în opoziție. Și au cât un astfel de subiect pe care noi îl dezbatem, ne uităm cu mare atenție la el și așa mai departe. În realitate, candidatul cel mai dorit probabil că este șeful Partidului Național Liberal, Ciucă. Din nefericire, are rezultatele pe poziția a treia. El de asta cere, zice, doamne, hai să le facem mai târziu. În momentul în care nu ești într-o poziție favorizantă, cer să fie mai târziu și ți-aduce aminte de elevii care se duc la școală în septembrie.
care președintele Iohannis nu își amintește de ei absolut deloc. Și de asta ne învârtim în jurul acestor trei luni, se încearcă o aterizare la punct fix, se negociază. Președintele Iohannis pare echidistant, pare așezat, posibil, cum spune domnul Ionaș, să n-aibă niciun interes, posibil să aibă interesul dacă pierde și poziția de la NATO, dacă pierde și poziții europene pe care le vizează, să ne trezim că după momentul alegerilor parlamentare vreun președinte Ciucă sau Ciolacu îl desemnează prim-ministru, dar rămânem cu toți cu gura căscată de surprindere. Chiar așa? Deci, Dumnezeu mai știe, da. Deci asta se intenționează. Se intenționează o aterizare la punct fix în care cei care nu sunt favorizați preferă o întârziere a momentului alegerilor cu speranța modificării ierarhiilor. Ierarhiile s-au modificat destul de greu în România, așa avem experiența asta de la alegerile locale de la primăria municipiului București și lucrurile vor fi jonglate din două direcții. Din termen și va mai fi jonglat în ceva, din lista de candidați. Adică vor apărea suficient, ați văzut cum s-a întâmplat și la primăria municipiului București, aici vorbesc strict de turul, accesul în turul 2. Deci se va încerca o aterizare la punct fix prin accesul pe turul 2 și prin numărul de contracandidați care să atace diferite bazine electorale. Deja se aud niște nume, deja se întâmplă niște lucruri în sensul ăsta. Președintele trebuie să fie ales de români, nu de partide, spune Klaus Iohannis. Ce încearcă Vladimir Ionaș să minimizeze lupta între partidele mari? Nu știu, când spui președintele să fie ales de români, poate te gândești la un independent. Oricum românii l-aleg prin vot, nu? Și pe actualul președinte, tot românii l-au ales prin vot democratic. Nu suntem republică parlamentară să voteze parlamentul președintele. Nu prea am înțeles discursul președintelui, nu știu la ce s-a referit și care a fost subînțelesul mesajului său, ce a vrut să înțeleagă publicul de la domnia sa. Până la urmă este un joc politic, inclusiv desemnarea candidaților. Până la urmă cred că toți ar trebui să acceptăm ideea că inclusiv președintele este un om politic. Este absurd și ipocrit din partea noastră să considerăm că un om care vine dintr-un partid politic a doua zi după ce câștigă alegerile prezidențiale devine un independent care va privi toate partidele în mod egal. E, repet, o exagerare, dar cred că pentru moment ce interesează pe români este să știe cine vor fi candidații. Cred că asta e obligația partidelor, să-și anunțe oficial candidații la alegerile prezidențiale cât mai mult, mai devreme, pentru că oamenii își doresc să poată avea această informație și să poată să-și cristalizeze ideea de opțiunea de vot. Este de văzut dacă domnul Gioană va candida ca independent, este de văzut dacă cele trei partide care au format acum Alianța Dreaptă Unită vor candida separat și vor avea trei candidați, pentru că și atunci se va rupe din bazine, diferite bazine electorale, câte un procent mai mic sau mai mare în funcție de candidat. Sunt foarte multe semne întrebare referitoare la astăzi la cum vor vota românii. Evident, sondajele de opinie astăzi arată o imagine de moment, dar odată cu anunțul oficial, cu lansarea candidaturilor din partea cel puțin a partidelor mari care reprezintă interes electoral, lucrurile vor lua se vor cristaliza și vom vedea că arată cu totul altfel. E o ședință importantă astăzi. Liderii coaliției ar urma să stabilească definitiv data alegerilor, dar înainte de această ședință, domnul Ciucă s-a arătat foarte prudent, mai degrabă sceptic, vorbește despre faptul că PNL vrea să rămână la guvernare dacă nu va fi împins pe scări, ori până acum în numele stabilității, parteneriatul cu Partidul Social Democrat n-ar fi putut să includă noțiuni de genul împins pe scări, nu? Ar fi fost absolut de neînchipuit. Se rupe guvernul ăsta din motivul ăsta al stabilirii datei alegerilor, domnule Luican, ce credeți? Imposibil. Acest guvern există, ne-a convins că există dinainte să existe, doamne. Se prefac, nu mai au opoziție și decât să se creeze polaritatea lor, de ce le e teamă? Uitați-vă cât au ocolit această polaritate la primăria municipiului București, ținând-o pe firea relativ echilibrată, fără să întărească sentimentele alea antipesediste, în vârful campanie făcută în vârful picioarelor politicos,
prin teatre și prin locuri pașnice, ca să zic așa, e același lucru care, se întâmplă o campanie și... care n-a ajutat-o prea mult, adică scorul a fost nici sub așteptările ei. Nici nu era miza, PSD-ul nici nu-și dorea să o ajute săraca în vreun fel sau altul. Același lucru se întâmplă și aici. Simulează, din punctul meu de vedere, o opoziție în interior și în același timp negociază cu toții o aterizare la punct fix care să avantajeze pe toată lumea și în care procesul electoral în sine să îl controleze. Diferențierea asta PNL, PSD și felul în care se ceartă diferiți reprezentanți ai partidelor prin studiourile televiziunilor, sincer, mă distrează în anumite momente. Nu cred în lucrul ăsta. Cred că la vârf această asociere pe președinții de partid îi ajută foarte mult. Îi ajută, atenție, să controleze și aterizarea la punctul fix, dar și propriul partid. Vă aduceți aminte situația, că ne întoarcem iar la situația cu Firea de la Capitală, în care spunea, dom'le, n-am cum să o desemnez, că suntem și noi într-o coaliție, trebuie să hotărăsc în coaliție. Uh-huh. Și atunci nu mai trebuia să dai explicații față de colegii de partid că acolo să luase o decizie. Imediat s-au schimbat lucrurile în funcție de interese. Deci nu cred că când se va ajunge la situația controlabilă pe care să se poată ține mâna și toată lumea va avea partea de negociere închisă, vom afla un rezultat. Nu mă aștept să se întâmple în următoarea săptămână. Cred că vom fi, și ni s-a mai întâmplat treaba asta, vom fi ținuți niște zile, niște săptămâni de acum încolo. Da. După părerea mea, lista completă o vom ști undeva luna viitoare. Mai devreme de luna viitoare nu vom avea listă completă. Da, în luna iulie deja România e în vacanță, litoralul Mării Negre se umple. Este această pierdere, această deconectare, Vladimir Ionaș, a oamenilor de la actualitatea politică. Cine beneficiază de ea? Partidele mari cu rețele foarte puternice în teritoriu, care se vor baza, dacă alegerile vor rămâne pe 15 septembrie, se vor baza eminamente pe mobilizarea oamenilor din teritoriu. Probabil vor încerca să repete mișcarea de la alegerile locale, chiar dacă este destul de greu, dar să nu uităm că, într-adevăr, funcția prezidențială reprezintă un interes uriaș și inclusiv pentru cei din teritoriu. Există această mândrie, mai ales în rândul partidelor mari, această dorință de a câștiga alegerile prezidențiale. Deci, probabil cele două partide mari pe asta se bazează, pe implicarea extrem de puternică a celor din teritoriu și să repete scenariul de la alegerile locale, să obțină scorul mari care să le asigure prezența celor doi candidați în turul 2. Apoi, în turul 2, evident că toate calculele se schimbă, depinde foarte mult de cât de mare va fi din nou, de tot spun lucrul ăsta, nu vorbim de stânga-dreapta, de ideologii sau valori, cât de mare va fi valul anti-PSD. Pentru că întotdeauna împart societatea românească în pro și contra PSD, lucrul ăsta se vede foarte bine la alegerile prezidențiale întotdeauna. Și probabil vor încerca să repete acest scenariu care până acum a fost aplicat cu succes de fiecare dată la alegerile prezidențiale de la Ion Udescu. În turul 2 toată lumea să se unească împotriva candidatului Partidului Social. Vladimir Ionaș, nu știu dacă voi la Avangard ați măsurat-o până acum pe Elena Lasconi, pentru că prezența ei în campania prezidențială, așa cum afirmă și cum are intenția să o facă, este una care ar putea să fragmenteze publicul tradițional atașat valorilor creștin-ortodoxe, adică nu, deja nu vom mai vorbi despre un candidat userist progresist, modernist, cu deschidere față de minoritățile LGBT. Vom vorbi despre un candidat care are cruce la gât, care vorbește despre biserică, care a fost prinsă într-o confruntare cu propria fiică reprezentantă a curentului LGBT, deci cu o poveste, există și un story acolo. Cum schimbă Elena Lasconi jocul dacă o vezi cu șanse în cursa asta? Elena Lasconi era, la momentul în care s-a vorbit despre domnia sa ca fiind persoana de pe primul loc de pe lista de europarlamentare a USR-ului, era persoana din USR cu cea mai mare cotă de favorabilitate la nivel național. Pe de altă parte, domnia sa reușea să bucure de încrederea unui public sau de favorabilitate, de simpatie din partea unui public care nu vota neapărat USR-ul.
prin modul în care s-a poziționat domnia sa, cred că va reuși să atragă o parte din publicul moderat care s-a dus către alte partide în ultima perioadă, dar este de văzut cât de mult va îndepărta publicul acesta extrem de dur, progresist, care a votat cu USR-ul. Și este de văzut dacă, de exemplu, partide precum Reper sau vreun candidat independent care se semene din punct de vedere al valorilor cu Nicolae Ștefănuță, de exemplu, va intra în această cursă, pentru că acesta va rupe foarte, foarte mult din acel public care era mai deschis să voteze USR-ul. Deci va avea loc o schimbare extrem de dură, inclusiv aici. Și în plus, la doamna Lasconi contează foarte mult, din punctul meu de vedere, cum vor arăta alegerile interne din partid, pentru că dacă domnia sa va câștiga funcția de președinte, dar biroul politic va fi controlat în continuare de aceeași echipă care îl controlează și astăzi vom avea din nou un Dacian Cioloș la conducere cu o echipă care este ostilă. Deci nu va avea neapărat un rezultat extraordinar. Depinde, în primul rând, repede, cum arată doamna Lasconi pentru a ajunge la alegerile prezidențiale și a conta, trebuie să vedem dacă reușește să câștige total cursa din interiorul partidului. Domnule Luican, spuneați că, până la urmă, în această cursă contează liderii marilor partide și, spuneți dumneavoastră, candidatul independent Mircea Joană. Sigur că Joană a pornit în sondaje cu cea mai bună cotă până acum. Există un risc de prăbușire a cotei de popularitate a lui Joană în momentul în care, să zicem, intră în joc Ciolacu în calitate de candidat? La momentul ăsta toți trei sunt intrați în cursă în bună măsură în calitate de candidați. Cu anunț oficial sau fără anunț oficial, numai dacă ne uităm la maniera de prezență publică a tuturor celor trei, dacă ne uităm la panourile care sunt de jur împrejurul orașelor cu Ciucă. Dacă ne uităm la pozele pe care și le face pe stradă Ciolacu. Deci toți trei sunt, din punctul meu de vedere, pentru mine, Marius Luican, sunt o certitudine a prezenței și a candidaturii în anul acesta. A fost unul dintre scenarii să fie singur, să aibă un reprezentant unic PSD-PNL. Nu se va întâmpla. E mult mai periculos pentru ei, pentru că atunci subliniază acea polaritate independent, oameni de la putere, și își mai și antagonizează o parte din bazinele lor electorale. Deci îi vom avea cu siguranță pe toți trei. Vom mai avea niște fenomene periferice, așa cum spune domnul Ionaș, în celelalte zone, useristă și așa mai departe. Și de aici, cam de la aceste premize, pleacă toată bătălia electorală. În calculele și în negocierile lor de acum, cam astea vor fi jaloanele de la care pleacă discuția. Am văzut și eu, apropo de treaba asta, un sondaj făcut acum vreo o săptămână, care arăta o altă ierarhie la vârf. Atenție, atrag atenția asupra listei de potențial candidați care se află dedesubt, sub primele 4-5 nume, fără să fie date publicității. Deci și la nivelul sondajelor, chiar dacă sunt făcute foarte temeinic, contează lista totală. Senzația mea e că la cel de săptămâna trecută la care ne-am uitat, n-am știut lista totală. Și de-aia spun că PNL și PSD vor deține controlul asupra rezultatului alegerilor dacă fac două lucruri. Unu, dacă se reușesc să se ferească și până acum depune eforturi să se ferească de polaritatea cei de la putere PNL-PSD și să simuleze o polaritate. Doi, dacă vor compune din lista de contracandidați din alte zone, dacă vor compune un calcul eficient în așa fel încât să scadă din procentele lui Mircea Joană. Mulțumesc mult pentru intervențiile dumneavoastră, Vladimir Ionaș, Marius Luican. O informație pe cât se poate de... Adică am citit de două ori înainte să înțeleg că, până la urmă, chinezii vor deschide o fabrică de mașini în România. Ei bine, da, România, care s-a opus mult timp intrării capitalului chinez, sigur, prin prisma reglementărilor Uniunii Europene, pentru că există suspiciuni de concurență neloială venite din partea Chinei. Iată că mașinile chinezești Chery Auto sunt mașini ieftine, ca toate mașinile chinezești care vor să cucerească piața europeană.
ar putea să fie construite la noi. Ștefan Edveș este în legătură directă. Ștefan, mulțumesc mult pentru intervenția ta. Cum s-a ajuns la România gazdă pentru construcția mașinilor chinezești? În ultima perioadă, în ultimii ani, interesul chinezilor de a intra pe piața din România este tot mai mare. Probabil că lockdown-ul, perioada 2020-2021-2022, a fost un moment de întârziere, să spunem așa, dar în ultimii ani chinezii, hai să spunem așa, și-au tot făcut loc în România. Fac o paranteză, cel puțin pe industria feroviară, tocmai luna trecută, dacă nu mă înșel, au și adus primul tren chinezesc, care va circula cel mai probabil în România lunile viitoare. E, paralel cu industria de transport feroviar, chinezii ușor, ușor vor produce mașini în România. Nu știm, am încercat să aflăm zona unde se va construi această fabrică imensă, încă nu am aflat, probabil că totul este ultra secret, să spunem așa, legat de acest oraș, probabil că va fi lângă un oraș mare în România, dar ușor, ușor chinezii, chiar dacă a fost acea ordonanță în 2021, îți amintești, prin care practic tot ce înseamnă licitații legate de proiectele de infrastructură din România, firmele din China nu au mai avut acces la tot ce înseamnă aceste proceduri. E, pe partea cealaltă, chinezii și-au făcut loc pe partea de industrie feroviară, industrie auto, și chiar făceam o cercetare, să spun așa. Singura firmă din China care are un contract de infrastructură pe drumurile din România este Centura Zalău. Să știi, este un contract semnat în 2020, doar că realizează întârzieri. Deci și chinezii pot întârzia, să știi. Este Centura Zalău, în lungime de aproximativ 5 km. Proiectul trebuia finalizat anul trecut. Din ce văd din datele CNAIR, proiectul construit de chinezi, Centura Zalău, înregistrează undeva la 50% plus minus lucrări efectuate în acest moment. Revin la industria auto, e de bun augur. În primul rând se creează locuri de muncă, în primul rând vor fi mașini ieftine, cum ai spus și tu, adică va fi o concurență legată de tot ce înseamnă producția din vestul Europei, legată de producția autohtonă de Dacia, știi foarte bine, pentru că chiar dacă Dacia se vinde foarte, foarte bine în Europa, chiar am fost săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute în Grecia și am văzut multe mașini Duster în Atena. Este loc și pentru chinezi, pentru industria auto din China în România. Da, foarte interesant. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Edveș, pentru intervenție. Facem o foarte scurtă pauză, discutăm despre valul de căldură neobișnuit de cald această lună iunie, cea mai caldă din istoria Greciei, de exemplu. Ce se va întâmpla la noi în următoarele zile trebuie analizat bine, pentru că indicele temperatură umezeală va crește, gradul de disconfort termic va fi extrem de deranjant, mai ales pentru oamenii care suferă de afecțiuni cronice. Ni se alătură în câteva minute domnul profesor Mircea Duțu. Vom vedea cum va arăta această vară și cum vom face față acestor alternanțe între vremea rea, fenomene meteo extreme, și zilele caniculare neobișnuit de calde. Peste 550 de oameni au murit din cauza căldurii în pelerinajul de la Mecca. Europa se topește, sunt temperaturi de peste 45 de grade în momentul acesta în Cipru, Grecia, Turcia, Cod Roșu, în multe țări europene, împărțit continentul european între furtună și caniculă. În România se așteaptă zile cu un confort, cu un disconfort termic ridicat. Meteorologii atrag atenția celor care suferă de afecțiuni cronice să se protejeze în aceste zile. Avem o legătură directă cu domnul profesor Mircea Duțu. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! E nevoie să înțelegem cum a ajuns Europa o parte să se topească, iar în zilele în care
simțim sau vrem să respirăm, de fapt ne confruntăm cu fenomene meteo extreme. Avem speranța că în această vară în Europa vom avea parte de veri ca altă dată? Din păcate, sub impactul dereglării climatice, răspunsul este mai degrabă că vom asista la o vară furtunoasă de succesiuni rapide de episoade de caniculă și ploi torențiale și fenomene meteo furtunoase. Din cauza unui anticiclon centrat pe România, soarele va domina pe ansamblul Europei Centrale și până în Balcani, cu temperaturi ridicate până în Serbia și Bulgaria. Asistăm astfel la inițierea unui nou val de căldură, cu zile succesive marcate prin temperaturi care depășesc ziua 35 de grade Celsius și nu coboară noaptea sub 20 de grade Celsius, după cel suportat săptămâna trecută. Sub impulsul dereglării climei, acestea se caracterizează prin precocitate, succesiuni contrastante și decalaje accentuate între normă și temperaturile atinse. Situația furtunoasă se explică prin întâlnirea dintre mari mase de aer cald și rece, în evoluție rapide, în condițiile în care Europa de vest e marcată de o vreme închisă, cu temperaturi sub normă, sub influența unui episod așa zis de picătură de frig, un decroșaj al unui puș de aer rece din vortexul polar, care alunecă pur și simplu din Scandinavia, traversează pe Europa de vest și ajunge până în Maroc. În același timp, partea cealaltă a continentului, inclusiv România, este afectată de un val de aer cald provenind din nordul Africii, care traversează Mediterana, se încarcă cu vapor de apă și temperatură suplimentară, ajunge în peninsula balcanică, inclusiv în România, și determină această perioadă de caniculă severă. Referitor la consecințele de ordin sanitar pe care le evocați, este de domeniul evidenței că umiditatea aerului împiedică transpirația să se evapore și organismul să-și regleze temperatura. 6 ore de expunere la o rată de umiditate de 100% e suficientă spre a ucide o persoană în stare bună de sănătate. Acest stres termic este mai ucigător decât uraganele, inundațiile și oricare alt fenomen meteo extrem. Ca 500.000 de persoane sunt victime în fiecare an, conform Organizației Meteorologice Mondiale, caniculei, care precizează organizația că aceste cifre oficiale sunt parțiale și că bilanțul ar putea să fie în realitate de 30 de ori mai ridicat. Și în fine, spre a întări cele afirmate, să ne amintim de canicula extraordinară din vara anului 2003 din Europa Occidentală, care a persistat circa 2 săptămâni și a generat moartea a circa 30 până la 50.000 de persoane, îndeosebi în țări precum Franța, Spania și Germania, și a determinat în anii care au urmat autoritățile publice să instituie așa numitele planuri de acțiune anticaniculă. Și în această privință aș remarca faptul că este absolut necesar ca și la noi autoritățile să elaboreze asemenea planuri cât mai complexe, să le pună în aplicare, să nu se reducă numai la sfaturi pe care Ministerul Sănătății prin mass media le oferă cetățenilor și să le completeze cu măsuri concrete de protecție a populației. Este adevărat, tot așa amintindu-ne, în 2007 s-a inițiat un asemenea prim plan de anticaniculă și la București, dar se pare că am uitat repede riscurile pe care schimbările climatice le prezintă pentru sănătatea noastră a tuturor. Și în fine, să mai notăm că, în orice caz, Europa devine din ce în ce mai mult o zonă de tranziție climatică, aflată la distanță aproape egală între pol și ecuator, ceea ce va face ca în 2050 schimbările climatice să devină semnificative, iar în 2100 să trecem în multe privințe la o nouă climă, într-adevăr diferită, ceea ce va implica o adevărată transformare a modelului nostru de a fi în sensul rezilienței și adaptării la noile date ecoclimatice. Sunt foarte mulți fermieri care se plâng de seceta din acest an, deși am fi fost tentați să credem că toate ploile căzute până când a început acest episod de caniculă ar fi fost suficiente ca să nu ne plângem de secetă, domnule profesor.
Într-adevăr, cantitățile totuși relativ modeste care au căzut în ultima perioadă nu au putut să suplinească deficitul de apă în sol. Faptul că pânza freatică în condițiile secetelor repetate din ultimii ani a scăzut foarte mult și în plus în absența în perioada de iarnă a unui strat de zăpadă consistent, singurul care poate să marcheze în mod pozitiv și substanțial deficitul de apă. În plus, să nu uităm că aceste ploi care intervin în perioada unor temperaturi mai ridicate decât cele normale sunt mai puțin eficiente, în sensul că evaporația naturală, inclusiv cea prin intermediul plantelor, este mult mai consistentă și diminuează în mod substanțial contribuția apei la acoperirea deficitului în sol. Aceasta ne arată că și agricultura, de altfel printre primele sectoare ale activităților economice, trebuie să se adapteze la noile condiții meteo și să treacă la o așa numită agricultură a schimbărilor climatice, una inteligentă care să fie economă în resurse, să se adapteze inclusiv în privința folosirii soiurilor de plante la noile condiții în care apa poate să vină în cantități diferite atunci când trebuie să lipsească și atunci când nu trebuie să vină în cantități care provoacă inundații și alte fenomene negative. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă reamintesc, peste 550 de pelerini au murit din cauza căldurii la temperaturi de 51,8 grade Celsius la pelerinajul de la Mecca și este doar un bilanț provizoriu. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză.